doamnelor și domnilor, sunt Ilinca Obodescu. Urmăriți știrile prânzului, iată care sunt principalele subiecte. 4 persoane au fost grav rănite în urma unei explozii de la centrala cu gaze. Ce presupune formularul de localizare pe care trebuie să-l completați dacă aveți drum în anumite țări, aflați în jurnal. Și Bodo de la Proconsul ne arată cum și-a schimbat viața. 4 oameni au ajuns la spital cu arsuri după ce bucătăria casei lor a explodat. 2 dintre aceștia sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. Nenorocirea s-a produs aseară într-un sat din județul Buzău, în timp ce un instalator încerca să racordeze centrala termică la gaze. Cei 2 răniți au arsuri pe mai mult de jumătate din suprafața corpului și, din păcate, nu se găsesc locuri pentru ei într-o secție de mare arș. Cei 2 soți de 26 și 43 de ani, care abia se mutaseră în casă nouă în satul Buzoian Potoceni, chemaseră la orele serii un instalator să facă racordul la gaze. În timpul lucrului s-a produs o deflagrație pe fondul acumulării de gaze în bucătărie. Explozia a fost atât de puternică încât zgomotul s-a auzit departe. Ușa casei a fost pur și simplu aruncată la mai mulți metri distanță, iar geamurile s-au spart instantaneu. Când au ajuns la fața locului, pompierii au găsit 4 victime. În urma exploziei au rezultat 4 persoane rănite, care au fost transportate la UCU de către o ambulanță Smurt și 3 de ambulanțele SAS. 2 oameni au suferit arsuri de gradul 2 și 3 la peste jumătate din suprafața corpului. Un jur de 70% din suprafața corpului și unul 60%. Ei erau în camera unde a avut loc deflagrația și încă 2 persoane care erau în apropiere, o persoană fiind prezentând multiple leziuni cu mici corpi străini proveniți de la geamul spart în urma exploziei și o altă persoană cu arsuri la nivelul membrilor inferioare, dar stabile. Medicii au internat pe cei 2 grav răniți la terapie intensivă la Spitalul Județean din Buzău, dar ei au nevoie de tratament special într-o secție pentru mari arși. 2 victime fiind într-o stare mai gravă și care necesită internarea într-o secție de mari arși. Momentan nu s-a reușit transferul într-un spital care are posibilități de tratament, datorită faptului că toate secțiile de terapie intensivă sunt ocupate. Potrivit datelor furnizate în această dimineață de Spitalul Județean Buzău, cele 4 victime ale exploziei sunt în stare gravă. Vorbim despre un tânăr în vârstă de 26 de ani și un bărbat de 51 de ani care au arsuri pe aproximativ 70% din suprafața corpului. Pentru tânăr se ia în considerare inclusiv transferul lui în străinătate. O a treia victimă a deflagrației, un bărbat în vârstă de 70 de ani, a suferit un politraumatism, iar cea de-a patra victimă, o femeie în vârstă de 43 de ani, are răni provocate de cioburi. O anchetă a fost deschisă în acest caz. Avem o informație de ultim moment. În urmă cu câteva minute s-a decis transferul celui mai tânăr dintre răniți, cel cu arsuri pe suprafață de peste 70% din corp. Acesta va ajunge la Timișoara pentru tratament de specialitate. Celălalt bărbat, în stare gravă, în vârstă de 51 de ani, va fi și el transportat în București. Continuăm jurnalul. Un puternic incendiu a avut loc aseară în zona de triaj a Gării de Nord din București, în apropierea locuințelor de pe Calea Giulești. Pentru stingerea focului, care a pornit la un vagon de tren, a fost nevoie de intervenția 6 echipaje de pompieri. Puternicul incendiu a izbucnit la un vagon de tren aflat în triajul Gării de Nord, în zona Calea Giulești. Flăcările s-au extins rapid la alte 2 vagoane. Bagă o mașină sau cel puțin 2 să vină aici care loc. În jurul orelor 20 am fost solicitat să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garnitură de tren. Ne-am deplasat cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o descarcerare și o autoambulanță. La momentul sosirii noastre arda generalizat un vagon de călători cu degajări mari de fum. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar incendiul a fost localizat de pompieri și mai apoi stins. Mii de tone de materiale plastice și carton s-au făcut scrum într-un alt incendiu izbucnit la un depozit de deșeuri reciclabile din zona industrială a orașului Alba Iulia. Se evacua tot ce-am zis. 80 de pompieri din județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Bihor, Cluj și Timiș s-au luptat cu flăcările mai bine de 3 ore.
Fumul negru putea fi văzut de la kilometri distanță, iar localnicii au primit avertizări prin sistemul RoAlert să închidă ferestrele și să stea în case. Au ars în total materiale de pe 11.000 de metri pătrați. Clădirea de birouri din incinta depozitului a fost complet distrusă. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită. Foc a fost aseară și la un bloc de locuințe cu 10 etaje din Reșița. 15 persoane au fost evacuate. La sosirea celor 4 echipaje de la ISU, incendiul era violent. Serviciul de ambulanță din oraș a mobilizat toate mașinile disponibile. 5 locuitori au suferit intoxicații cu fum și au fost transportați la UPU Reșița pentru îngrijiri medicale. Pompierii investighează acum cauzele. Este crimă sau ucis în legitimă apărare? Asta se întreabă anchetatorii din Piatra Neamț după episodul violent care șochează România. O adolescentă de numai 16 ani a luat viața unui individ după ce ar fi încercat să o violeze, spune fata. Straniu este motivul vizitei nocturne al tinerei în apartamentul victimei. Ea susține că ar fi fost chemată să discute despre un posibil loc de muncă. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Individul din imagini este cel care ar fi ademenit-o pe fata de 16 ani în apartamentul său ca să o violeze. Adolescenta încerca să-și găsească un loc de muncă, iar bărbatul pe care îl cunoscuse pe rețelele de socializare i-a promis că o va ajuta. A chemat-o noaptea ca să-i dea detalii despre câteva oferte de serviciu pentru îngrijirea unor bătrâni. Se pare însă că altele îi erau planurile. Bărbatul i-ar fi cerut tinerei să întrețină relații sexuale și pentru că a fost refuzat, a vrut să o violeze. Speriată de moarte, adolescenta a încercat să fugă din apartament, dar ușa era încuiată. Atunci, ca să se apere de individul cu apucături bolnave, ar fi pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat. Eu nu cred povestea fetei. Stau și mă gândesc de când am vorbit la Piatra Neamț la procuratură. Înjunghea de 16 ori. Asta m-a șocat. Era bărbat totuși, nu știu cum a reușit să comită crima asta. Poate. Încă nu vine să cred. Parcă nu se poate așa ceva. Cred că totuși e altceva. Altceva decât violul. Deci o fi fost altceva, da, la mijloc. Bineînțeles. Când și-a văzut agresorul într-o baltă de sânge, fata a sunat disperată la 112 și a povestit că l-a înjunghiat pe bărbatul care a încercat să o violeze. Din cauza șocului, nu a reușit să spună unde se află, dar polițiștii au localizat telefonul. În tot acest haos, jandarmii au greșit inițial apartamentul. Oamenii legii au spart ușa unei alte locuințe și abia după ce și-au dat seama de greșeală, au intrat la adresa corectă. Deoarece persoana se afla în stare de șoc și nu a putut furniza detalii concrete cu privire la locația unde se află, polițiștii au intervenit în două locații aflate la același etaj al imobilului. În cadrul intervenției au fost avute în vedere prevederile legale potrivit cărora polițiștii pot interveni în forță în cazul în care este pus în pericol viața, integritatea sau sănătatea persoanelor. În interior, oamenii legii au găsit-o pe fată în stare de șoc. Imediat a primit îngrijiri medicale, însă pentru victimă nu s-a mai putut face nimic. Cel care din agresor a devenit victimă avea 41 de ani și era din Codlea, județul Brașov. În urmă cu mai bine de 10 ani s-a mutat în Piatra Neamț, acolo unde se ocupa de transport internațional de mărfuri și persoane. Bărbatul nu a fost niciodată căsătorit, dar recent se despărțise de iubita lui. Prietenii spun că în ultima vreme căzuse într-o depresie severă, însă refuză să creadă că ar fi încercat să violeze o copilă. Ar fi avut niște probleme la Brașov cu o mașină vândută pe care nu și-o luat banii, după care a căzut într-o depresie. Mi-a trimis niște pastile care are nevoie de ele să-l ajut cu niște bani. Nu cred că ar fi în stare să violeze un copil de 16 ani. Dacă era cu el în cameră la ora 1 noaptea, nu este oră să dai un interviu sau să discuți o problemă de muncă la ora aia. Era un băiat serios și nu ar fi decurs la așa ceva. Nici sub influența alcoolului n-ar fi făcut așa ceva. Păcat de tinerețea lui, de anii lui, de Dumnezeu să-l odihnească. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cazul a fost preluat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț. Urmează ca adolescenta să fie audiată, iar anchetatorii să stabilească dacă într-adevăr ar fi fost vorba de legitimă apărare. Între timp, rudele bărbatului înjunghiat au fost chemate la Piatra Neamț ca să ridice trupul neînsuflețit. Intervenție contra cronometru pentru echipele de descarcerare din Oradea. O femeie a rămas captivă în epava mașinii după un impact violent pe un bulevard din oraș. Pompierii s-au chinuit minute bune să o elibereze. Urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Impact șocant în Oradea. Un șofer grăbit care conducea o mașină cu numere de Belgia a pierdut controlul volanului pe o arteră principală. A derapat pe carosabilul umed și a intrat pe contrasens, unde a izbit frontal o mașină cu numere de Austria, în care se aflau doi soți și copilul lor. Femeia a rămas captivă în urma impactului violent, iar pompierii s-au chinuit minute bune să o elibereze dintre fiarele contorsionate. Mașina asta, Chevrolet-ul, a intrat în aia la altă. Deci a mergea în sens invers. A intrat în aia la altă mașină. Auzând și noi accidentul, ne-am dus și noi să dăm o mână de ajutor. Pe cine ați ajutat? Cine era înăuntru? Păi era șoferul pozeșită, a scos băiatul din spate, din spatele șoferului, și mai e nevasta lui acolo lovită, nu se poate, nu poate ieși. Am văzut că lumea de din prejurime s-a aruncat să scoată oamenii din mașina cealaltă. Și a fost un copil, a ieșit primarul, un bărbat cu mască, pănuiesc tatăl copilului. Am auzit o bubuitură și am văzut ce... Ați încercat să dați o mână de ajutor? Cum am? Femeia rănită a fost transportată la spital cu multiple răni și a fost preluată de medici. Soțul și copilul, care erau în mașină, au avut la rândul lor nevoie de îngrijiri, dar starea lor este bună. Pompieri militari, paramedici și membrii echipajului serviciului de ambulanță județean au evaluat victimele, le-au acordat primul ajutor, 4 dintre acestea transportându-le la spital, din care 3 în cod verde medical, adică cu răni ușoare, și una în cod galben medical, care a suferit diverse contuzii și plăci. Doar soția șoferului vinovat a scăpat numai cu o sperietură zdravănă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și urmează să stabilească exact cum s-a petrecut accidentul violent. Restricțiile dictate de pandemie provoacă haos în aeroporturi. Mulți călători rămân pe din afara avioanelor pentru că multe țări cer un formular de localizare fără de care oamenii nu se pot îmbarca. Mulți oameni habar nu au de acest formular și sunt întorși din drum. Trebuie să completați unde veți fi cazat, care este traiectoria. Nu, nu l-am completat, să completez. Fără el nu puteți să vă îmbarcați. O să completez după aia. Păi trebuie să-l prezentați. Mai toți pasagerii sunt la fel de bulversați ca acești domni care pleacă la muncă în Franța și care sunt ferm convinși că le au pe toate atunci când ajung în fața ghișeilor din aeroport. De fapt, din teancul de documente lipsește exact hârtia fără de care nu se pot urca în avion, acel PLF, adică formular de localizare a pasagerului. Alți colegi au formularul? Păi toți avem la fel. Toți avem la fel. Ce ni s-a dat? Trebuie să-l aveți și pe ăla. Trebuie și acel formular să îl e formularul EPF, formularul european de călătorie, aproape 30 de țări îl cer și o să vi-l ceară și de asta vă întrebam dacă l-aveți și dumneavoastră. Asta. Acesta e certificatul. Nu ăsta, nu. Din acest motiv, mulți români au rămas pe din afara aeronavelor și au trebuit să dea alți bani pe alte bilete. În primul rând este în engleză, persoanele în vârstă habar nu au, da. Și chiar și noi care știm, totuși te... Dă dintr-una într-alta, te complică puțin. PLF sau formularul de localizare al pasagerului este cerut în prezent de 26 de țări, precum Austria, Germania, Italia sau Spania. Asta în timp ce 11 state nu cer acest tip de formular, țări precum Muntenegru, Republica Moldova sau Ungaria. În respectivul formular trebuie să scrieți destinația, locul sau locurile unde veți fi cazat, perioada șederii, precum și un contact al unei persoane rămase în țară în caz de urgență. E bine de știut că atunci când cumpărăm biletul de avion prin agențiile de turism, de cele mai multe ori acestea se ocupă și de completarea documentului, evident cu un adaos la preț. Vi se pare o procedură prea grea pentru a călători în aceste vremuri dintr-o țară în alta? Sigur că da, că sunt oameni în vârstă care nu fac față și poate n-ai cine să-i ajute cu telefoane mobile. Cu câte documente călătoriți acum spre Franța? Cam vreo 6 formulare. Puteți să le enumerați? Păi avem pașaportul, avem cartea de îmbarcare, am declarația, am testul, am vaccinul. Important este să vă informați doar din surse oficiale cu privire la documentele pe care trebuie să le prezentați la îmbarcare. Regulile și actele diferă de la o țară la alta. Prea puțini oameni știu ce suflet mare are Bodo de la Proconsul. De când s-a mutat la țară, a ridicat de la zero un proiect pentru copiii din comunitate, un spațiu pe care l-a numit Atelierul de Joacă. Împreună cu soția sa, Bodo a pus pe picioare o școală de muzică, iar la anul speră să vină la București cu talentele nou descoperite.
Între copiii pentru care a transformat o casă în atelier de joacă. Așa l-am găsit pe Bodo. Solistul de la Proconsul s-a mutat din capitală în Argeș la Dobrești, unde se ocupă de un proiect drag sufletului său. La începutul pandemiei, în luna martie, deoarece dețineam această casă de vacanță pe care noi avem aici în comună, am hotărât să ne mutăm provizoriu aici. Viața la țară i-a adus familiei lui Bodo libertatea spiritului și liniște, dar și dorința de a dărui comunității în care se simte atât de bine. Așa am cunoscut copiii din sat, mi-am dat seama că sunt copii scumpi și cu un potențial extraordinar și că nu li se oferă niște șanse reale. Și atunci am zis, hai să facem un atelier de joacă. Loredana, de la început, la propunerea mea de a închiria o casă în comună pentru a face acest atelier de joacă, a spus, nici nu mă gândesc la o casă, mă gândesc la un spațiu mult mai mare, iar singurul spațiu mult mai mare din comună este fosta discotecă din comuna Dobrești. Pe mine mă cheamă Sofia. Raisa. Raisa și tu? Miruna. Eu vin de două luni. Două luni? Da. Îți place? Da. Ce-ți place cel mai mult aici? Să mă joc și să desenez. Bodo, cu mâinile lui și cu ajutorul unor prieteni de suflet, a realizat în doar 6 luni, de la zero, acest spațiu dedicat copiilor. A cheltuit în jur de 20.000 de euro, mare parte din donații, și a lucrat cot la cot cu soția și cei care li s-au alăturat ca să pună pe picioare un vis. Consider că prin prietenii care s-au implicat aici și care au fost extraordinar de drăguți la prima strigare, așa, s-au oferit. Un prieten de la Timișoara foarte bun s-a oferit să pună termopanele. Alți prieteni de la București s-au oferit să pună parchetul. Ne-au ajutat oameni pe care nu i-am văzut niciodată. Deci nu i-am cunoscut și au crezut în noi și în proiectul ăsta și efectiv donau bani. Deci este incredibil. Sau veneau de la Pitești cu mașina plină de cărți și de jocuri, jucării aici la atelier. Acum întreține locul cu bani de acasă, dar bucuria de a învăța pe cei mici lucruri folositoare în viață nu se compară cu nimic. Păi învățăm foarte multe lucruri, facem crafturi, citim, ne jucăm. Cred că Dumnezeu avea alt plan de fapt cu noi și anume să deschidem acest atelier de joacă, după care eu sunt topită, nebunită. Eu mă relaxez cel mai bine aici. Ne jucăm, facem diferite activități, citim în colțul de lectură. Aici ne sunt față, în comparație cu la școală, ne sunt mai bine explicate lucrurile și e mai bună atmosfera. Doresc tare mult din toată inima ca atunci când vor ajunge la școli superioare în orașele mari ale României sau poate în afara granițelor, să nu cumva să plece cu un handicap de aici, din Dobrești. Atelierul de joacă al lui Bodo are acum 60 de copii cu vârste de până la 15 ani. Sunt împărțiți pe grupe de vârstă, iar Loredana își alege o temă pentru fiecare. Cântă, învață engleză, bricolaj, auzi de film cu mesaj educativ, citesc. Totul pentru ca ei să-și descopere abilitățile și să-și modeleze caracterele. Au tot ce le trebuie pentru asta, dar și taxe de plătit ca să funcționeze. Aș avea nevoie de 10 familii serioase care să-și ia un angajament timp de un an de zile să dea 1 milion pe lună într-un cont bancar. De când a început noua viață, Bodo se gândește și mai departe. Atelierul de joacă, cu siguranță că va avea ceva de urcat, pentru că sunt copii, după cum ați văzut, sunt copii aici cu talent, cu diferite talente, pe care noi o să le descoperim. Diana Bianca are o vară plină. Pe lângă proiectele profesionale, vedeta a reușit să ajungă și în destinațiile ei preferate. În ce locuri exclusiviste s-a plimbat, dar și cu ce suveniruri s-a întors, vedeți acum. Plajă, cu plimbări, cu relaxare. Aveam hotelul într-o zonă oarecum retrasă și era perfect. Ieșai și te relaxai și era liniște. Coborai puțin mai jos și era vacanță și gălăgie și cluburi și muzică. Diana Bianca s-a întors recent dintr-o vacanță exclusivistă în Mykonos și chiar dacă a revenit în România, tot cu gândul la insula petrecerilor este. Am bifat așa toate cluburile de zi, de noapte. Nu sunt eu foarte mare amatoare de cluburi, dar știi când te duci într-un loc, ai vrea să puteți așa toate, da. Exact. Și uite că ajungeam la hotel obosită pe la nu știu ce oră, a doua
două zile de la capăt. Vedeta a profitat la maximum de vacanță. Câte zile ai stat și câte ore ai dormit? Ah. De dormit nu s-a pus problemă. Am stat, am dormit. Așa am mai și dormit. Da. Am stat vreo 5 zile pentru că am pierdut inițial un avion, apoi a trebuit să iau alt urcăscala. A fost așa o călătorie cu peripeții. Diana Bianca este o femeie extrem de atentă cu înfățișarea ei. Mereu are grijă să arate bine în public și să posteze pe rețelele de socializare fotografii spectaculoase, așa că nu a ratat ocazia să-și cumpere și din Mykonos câteva ținute. O ținută pe care mi-am cumpărat-o din Mykonos, de la un creator de-a lor, l-am și cunoscut. Un domn care a prezentat pe la Paris este o rochie, vezi, lungă, desfăcută și pe dedesubt are un pantalon scurt. Super! Întâmplător era și designerul în magazin și m-a aprobat și m-a îmbrăcat și m-a schimbat așa încât am plecat cu trei ținute, una e chiar aici. Și una pe care am purtat-o. Aceasta, albă, da. Care e foarte simplă, foarte, foarte simplă. Da, foarte, de efect. Da. Și de plajă. Rochii de plajă care se pun doar cu un cordon pe talie. Câte rochițe de plajă ai aflat? Aoleu! Deci niciodată nu mă încadrez cu geamantanul 23-30 de kg. Nu știu, niciodată. Nu este de mirare dacă Diana ia cu ea în călătorii cel puțin două trolere pline cu haine. O rochiță de vară, da. Care la fel e... Poți să o porți cu o curelușă sau și a fost în bagajul tău pentru că trebuia să existe și culoare. Da. Și îmi place, mie îmi place foarte mult rochița asta, o voi lua și în vacanța următoare. Când merg la plajă, așa? Folosesc foarte mult eșarfele astea, știu că am aici câteva, pentru că e foarte ușor, îți pui costumul de baie, îți legi o eșarfă, ori așa, ori. Este extrem de versatilă. Exact. Poți o faci și fustă, o faci și rochița, bun, asta e un pic mai scurtă, dar am și mai lungă. Așa. Și atunci asta merg tot timpul perfect. Revenind la suvenirurile din Mykonos, Diana și-a mai adus... Parfumuri, o geantă mi-am cumpărat. Nu arăți? Da, o arăt. Ia. O geantă de plajă, am înțeles că e ediție limitată. După Grecia, pentru Diana urmează o vacanță în insula Capri. În Capri. Și iar va fi o vacanță așa frumoasă pe care eu am pregătit-o în cele mai mici detalii, amănunte, din nou o familie, că noi așa plecăm. Nu vă mai înțelegeți cu partenerul dumneavoastră și nu știți de ce? Terapia de cuplu ar putea fi o soluție care să vă ajute în rezolvarea problemelor apărute. Iată ce sfaturi are psihologul Cristian Andrei pentru a readuce liniștea în casă. Din păcate, încă în România, lumea crede că te duci la terapie de cuplu ca la tribunal. Să-i demonstrezi tu celuilalt partener că n-are dreptate. Și tu ai dreptate. Că tu ești victima, eventual, da? Și că el trebuie să facă ceva, nu tu. Oricum, mentalitatea este foarte răspândită încă în rândul bărbaților, deși au început și ei să accepte ideea de cuplu care ar putea să fie îmbunătățit, pentru că până atunci ei considerau că un cuplu înseamnă eu. Dacă eu, ca bărbat, capul familiei, hotărăsc așa, cuplu o să meargă în direcția asta. Când trebuie să mergem la terapie în cuplu? Merită să mergi în terapie de cuplu când observi că ai fost supărat astăzi cu partenerul tău și asta este cam a treia zi de când sunteți supărați unul cu altul, sau a doua. Pentru că, în mod normal, autoreglarea cuplului trebuie să îi permită acestuia ca în aceeași zi să-și rezolve diferendele. Dacă ele trec de pe o zi pe alta, înseamnă că deja s-a instalat o ostilitate față de celălalt, înseamnă că deja tu te consideri victimă și că deja... nu ai primit nici astăzi și nici ieri ceea ce trebuia. Terapia de cuplu poate rezolva orice problemă sau există și aici o limită? Uneori, iubirea între cei doi este moartă de mult. Și este acel percept cu stăm pentru copii. Alteori, oamenii nu înțeleg că pentru a fi iubit de celălalt partener, tu ai de făcut ceva și tot timpul te aștepți să facă el ceva ca să te iubească el nu știu cât și nu știu cum. Dar nu spui problema ce poți face tu pentru acest cuplu și e atât de simplu. Și uneori, da, e nevoie de un terapeut să facă asta. Și atunci se ajunge foarte departe. Se ajunge la situații de competiție între cei doi în care fiecare vrea să-i demonstreze celuilalt ceva, o superioritate.
se ajunge într-o situație de implicare a altor persoane, părinți, copii, prieteni, da? Se ajunge la scandal public, de multe ori, la scandal comunitar, la justiție, okay? Se ajunge la violență, la jigniri ireversibile, se spun cuvinte care nu pot fi uitate după aceea. Se ajunge la adulter demonstrativ. M-ai înșelat tu, las că te înșel și eu. A, m-ai înșelat tu, păi eu te înșel și mai tare. Și atunci este foarte greu de lucrat cu astfel de cupluri. Mai ales când niciunul dintre cei doi nu crede cu adevărat că se mai, că își mai dorește să facă ceva pentru cuplu, dar vin de formă tot așa demonstrativ. Uite, ți arăt că vin, nu am nicio problemă. În psihoterapia de cuplu există acest dans după o anumită muzică. Pentru că el, cuplul însuși, este un dans în care atunci când unul face un pas înainte, celălalt face un mic pas înapoi ca să nu se calce pe bătături. Și atunci există acest dirijor al orchestrei psihoterapeutice care îi ajută pe acești oameni să capete un ritm comun. Atunci când te duci la o terapie de cuplu, să poți să spui ce cred eu, ce simt eu, ce am pățit eu, ce voi face eu, ce îmi doresc eu. Da? Și atunci celălalt are în sfârșit ocazia să te audă despre tine fără să se simtă atacat. Și mulți se miră, nu știam asta. Deși au trăit atâția ani împreună. Doamnelor, măștile clasice pentru păr devin de acum înainte istorie. Uitați și de tratamentul cu keratină. Hairstylistul turc Taner Temiz vine cu un mod inedit de hidratare intensă a părului. Bugünkü saçımız ve bugünkü işlemimiz bakım üzerine. Haş bakımı, haş bir protein bakımı, kesinlikle keratin bakımı değil, özellikle onun bilinmesi. Saçtaki etkisi 2-3 ay süreli yoğun nemlendirme, elektriklenmeyi azalt. Hairstylistul Taner Temiz va aduce o transformare radicală părului ondulat al clientei. Specialistul ne asigură că rezultatul este remarcat după doar o ședință de tratament. Bakımımızdaki ilk adımımız özel bir şampuanımız var. Gözenekleri açan, arındırıcı bir şampuan. Saça normalde biz 3 tane şampuan yapıyoruz, çok iyi. Bütün şampuanımızı da belli bir süre bekletiyoruz, saçta böyle duruluyoruz. Nu este nevoie ca părul să fie pieptănat mai apoi. Ürünü yaparken, uygularken saçı taramıyoruz bile, açmıyoruz bile ve saçımızı ıslak uyguluyoruz. Ürünün ikinci özelliğinden biri de o. Soluția de hidratare se aplică pe toată lungimea părului. Saçın yapısına göre 20 ila 30 dakika bekletiyoruz. Bakımımızı uyguladıktan sonra saçımızı kurutuyoruz normal ısıyla. Önemli olan saçı tamamen kurutmak. Pentru ca soluția să pătrundă cât mai bine în adâncimea firului, hairstylistul Taner Temiz folosește placa de păr. Presimizi 160 derece ayırıyoruz. Çünkü biz bu saça bakım yapıyoruz zaten. Bakım için bu ısı yeterli. În salonul profesionistului urmează etapa spălării părului pentru îndepărtarea surplusului de soluție, iar apoi uscarea finală. Şimdi saçımız artık finallerdeyiz. Ne yapıyoruz? Saçımızın dokusunu düzleştiriyoruz. Zaten ürün dediğim gibi organik bir ürün. Ne yapıyoruz? Isıyla saçımızda bunu canlandırıyoruz. Ve daha parlak olmasını sağlıyoruz. Bakın. Prin această procedură inovativă, părul capătă un aspect sănătos, hidratat și plin de culoare. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Nu uitați cele mai importante informații ale zilei, le găsiți pe site-ul nostru, știrilecanalde.ro, acolo unde aflați despre valul de infectări cu tulpina Delta în România, dar și detalii despre sfârșitul unui student de la Academia Militară din București. Tot de pe site aflați care este țara care a intrat în lockdown total pentru a opri răspândirea variantei Delta de COVID. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Sunt Ilinca Obădescu, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!